30 later. Hai, salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod în seria noastră de Euro Truck Simulator 2. Băi fraților, astăzi vom testa, așa zisul bine, l-am făcut eu să arate așa și eu m-am gândit să-l facem ca și cum ar fi autobuzul școlar. Deci ăsta e autobuzul școlar, frate, din România, un Fiat Ducato, exact așa arată. Deci exact așa arată autobuzele școlare, doar că sunt inscripționate. Înăuntru, băi, nu e un... ce vreau să vă zic eu vouă de acum, nu este un mod făcut cum era sprinterul ăla, ca să zic așa. Deci nu, este un 2... hai să zic în interior 20%. Îi dau. În exterior, în schimb, arată bine. Arată bine. În exterior arată bine, nu avem treabă. Și avem aici școlarii, doar că sunt cam bătrâni ăștia, deci nu știu ce s-a întâmplat. Au întârziat, cred că la ore sau... ăștia sunt repetenți toți de aici. Deci ăștia de aici sunt toți repetenți. Sunt bătrâni, sunt... da, sunt școlari, frate. Ăștia sunt școlari. Ăștia sunt... de la facultate, mă. Că mă știți că mai sunt la facultate care fac... uite, ăsta vrea să termine business. Ăsta, de exemplu, de aici termină business, frate. Ăsta e pe... ce să vă zic eu, ăsta o să fie... un consultant, nu știu ce dracu poate să fie. Ăla din spate cu ochelari o să fie Matrix. Ăla e supărat și aia e. Hai să-i dăm, să vedem și cum se conduce jucăria asta. Ia stai să vedem și mapa. Așa mă, frate, ia. Băi, mergem în stânga. Mergem în stânga, că e belea mare. Hai să-i ducem pe ăștia mici la școală. Ducem pe ăștia mici la școală, fraților. Dăm și la semafor. Dăm la semafor, frate. Hai, poate verde. Gata, mă. Am ars-o. Ia, mă. Hai să vedem cu cât merge autobuzul ăsta, microbuzul ăsta, nu autobuz, ăsta e microbuz, nu e autobuz. Microbuzul ăsta, școlar. Hai, mă, dar ce faci de astea, mă, ia uite, mă, ce... și din cauza la modă mai merge așa. V-am zis, unele moduri nu sunt făcute atât de... bine, eu l-am luat, îl testez și pa! În spăt. Era să intru în ăsta cu Mustang. Poate și pe tine te-am cărat vreodată. Poate și pe tine te-am cărat cumva. Într-o buzul școlar, mâinii simțitule. Și acum ți-ai luat Mustang. Am să intrăm în toate pășirea de-aia. A, ăștia e de așteptat la ei dacă stăm după ăștia. Aude-i pe copiii mei în spate acolo, copiii mei bătrâni. Ia-s copiii mei bătrâni, fraților. Aude-o, cum se duc ei la școală. Se duc ei la școală, mă, frate, mă. Fără nici o treabă, mă, aude. Ușor, ușor. 142, 144. Merge. N-am treabă cu el. Aude, 153, 100... hai, mă, că se duce, mă, îi ducem pe ăștia mici în viteză. Băi, ducem pe ăștia mici bătrâni în viteză, mă. Așa. Băi, deci v-am zis, nu e un mod făcut. Deci mie, sincer să fiu, până înăuntru, iot. Ușa nu se închide cum trebuie. E făcut în bătaie de joc, știți? Adică... cine l-a făcut nu prea e tătic pe el. Cum am văzut alte moduri, de exemplu, alte moduri, frate, jos pălăria, n-am ce să zic. Deci nu am ce să zic. Sunt făcute exact ca și cum ar fi din joc. Uite, cum e crazul ăla, da? Știți crazul ăla, că am făcut vlog cu el, tirul ăla. Băi, frate, deci la vreau să zic că e făcut un mod și pasagerea de lângă mine, petișcana aia, ați văzut cum e făcută? Să mă ierte Dumnezeu, ăsta e făcut cu stânga. Bine, na, oamenii încearcă.
Își măresc abilitățile în timp și uite așa, de la un mod ăsta, mâine face altceva, mâine altceva și poi mâine se cheamă ăștia să îi ajut să facă jocurile. Da, e făcut nasol. Nu. Bine, probabil nu, e făcut exact ca în realitate, să nu se închidă ușa asta prea bine de la șofer. Să-mi intre frigul mie pe acolo, să-i tragă pe ăștia la măsele. Să-i tragă la măsele. Intră și pe între ăștia. Hai mă, că ne-am făcut loc ușor, ușor ne-am făcut și noi loc. Trebuie să-i ducem pe ăștia, dracu, la studii. Îi ducem pe ăștia la studii, că e belea mare. Avem claxon? Avem. Ia, un bord funcționează chestiile. Am acum măcar asta a făcut. Computerul de bord nu funcționează, să schimb mesajul de acolo, să schimb ce mi-arată. Mamă, bine că am pus frână, că mă rupeam dinții. Le rupeam astea dinții. Dubu, hai mă, dubule. Da, mă, uitați-mă, frate. Mă. Bă, pe afară v-am zis, e făcut mișto, n-am ce zice. Asta se tot uită la mine. Asta se uită cu cât merg ăsta. Așa, tăiem pe aici. Tăiem pe aici, eu tăiem la cutilul, că n-avem ce face. Îmi pare rău. Pare rău, colegul. N-am ce face, trebuie să-i duc pe ăștia la școală. Hai să-i depășim și pe ăștia. Deci e contratimp aici. Păi dacă întârzi, zice, a, păi, întârzia microbuzul. Am întârziat microbuzul, doamna. De-aia n-am putut să ajungem. Și dă vina pe mine, că ăștia sunt niște lichele. Dă-i pariu aici. Am zis, ăștia sunt niște școlari bătrâni. Ăștia nu sunt copilași, ăștia sunt bătrâni, frate. Hai. Facem la stânga. Hai și noi, hai și noi. Hai și noi, frate. Nu ne-am mai asigurat, am luat-o pe instinct. Hai să stingem semnalizare. Bă-lea. Hai mă, dă-te mă așa, mă, dă-te mă tati mă așa, mă, că noi suntem aici, noi suntem foarte ocupați. Noi suntem, v-am zis, contra timpului, contra tuturor. Suntem contra tuturor. Uite așa. Aude, ce-i dă? Hai da, hai da. Hai da, tatilei. Bă, merg mă și trecătoare. Merg mă, frate, ce aveți? Bun. Să-i mai dăm un view așa de afară. Uite mă ce merge, mă. Merge cataraca asta. Merge mă, n-ai treabă. Hop, dă-te așa. Dă-te așa că intrăm. Dă-te așa că intrăm, frate. Hai să-i ducem pe ăștia la școală. Dă-te, domnul polițist. Am prioritate. Am cea mai mare prioritate. Hai mă copii mă, că mai aveți un pic și ajungeți mă. Ce copii mă, băi... Băi adulților. Băi adulților mă. Da mă frate, deci... Dacă vreți să descărcați modul ăsta... Și să testați și voi... Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați în linkul de descriere al acestui episod. Mă încearcă un strănut, mi-a dat și lacrimile de rea. Da mă, deci tot, dacă vreți să testați modul ăsta, vă uitați la mine în descriere și acolo în descrierea videoclipului să aveți linkul direct de download. Să nu mai stați să mai căutați, mai la. Vi-l pune fratele vostru direct. Vi-l atașează acolo, voi doar vă duceți, dați click-ul ăia pe download. Și gata, am terminat. Voi ce trebuie să faceți este să descărcați, îl puneți în moduri în fișiere. Pentru cei care nu știți, dacă dați la mine pe pagina de YouTube, dați la toate videoclipurile, o să vedeți acolo că am făcut și un video cum să vă instalați singurei modurile în acest joc. Deci v-am făcut un video pentru cei care nu știți. Pentru cei care știți, baftă. Jucați-vă, frate, că uite. Ne strâm aici.
E în gură. Distrați-vă, frate, pentru cei care știți. Bă, dar ne... Dă-te, mă, așa ești, chiar ne simți, frate. Bă, uite, mă, ce mi se simte. Nu se mai vede, frate, ce stai. Bă, uite, mă, luăm bine ambientale. Ce ai, măi, după... Păi tu cu lux, mă, pe ăștia, mă, cu lux și opulență. Ia să deschidem geamul. Se deschide geamul? Bine, geamul se deschide, dar nu se vede. Uite, domnul polițist. Domnul milițică. Haide, 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 hai picai, hai picai. Picai sau picai? Uite, avem și bordul luminat, exact ca la Fiat, cum e cu... Roșu de ăsta, roz, așa, nu știu cum să zic. Wow. Cel mai bine făcut, cel mai bine realizat mod mi s-a părut, v-am zis. Crazul și cu sprinterul. Deci n-ai ce să le zici la alea două. Deci sprinterul și crazul au fost făcute bestial. N-am să opri și noi aici. Oh, că era să ne împrăști asta. Nu mai ajungeam la școală. Ia uite, mă, păi, pe exterior e făcut bine, da, păi, interior s-a cam grăbit el să termine treaba, să-l aplaudeze mai repede pe internet, să-i dea drum, floșc. Da, mă, frate, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, v-am zis, dacă vreți să downloadați, să jucați și voi să testați acest mod, tot ce trebuie să faceți este să vă uitați în descrierea acestui videoclip, unde eu o să vi-l atașez. Mai departe, vă descurcați voi, v-am zis, pentru cei care nu știu, am făcut și video de prezentare, cum să instaleze un mod, pentru cei care știu, știți. Păi ce să zic, dacă vreți să mă susțineți, dați acolo un like acestui video și un subscribe asta pentru cei care nu sunteți abonați și vă uitați neabonați la mine. Iar pentru cei care sunteți abonați, vă mulțumesc foarte mult de susținere, deci asta este susținerea care vreau de partea voastră, doar să fiți abonați și când vedeți un video de-al meu să dați un like, atâta vreau, nu vreau nimic mai mult. Păi ce să zic. Noi ca de fiecare dată ne revedem data viitoare. Pa!